Bună ziua și bine ați venit la un nou interviu marca Edu Botanic. Astăzi vom vorbi despre menopauză și am invitat doi medici ginecologi, doamna dr. Ildiko Bartok și domnul dr. Călin Todoran. Doamna dr. Ildiko Bartok este medic primar obstetrică ginecologie cu competență în ultrasonografie obstetricală și ginecologică, colposcopie și are nenumărate specializări în managementul menopauzei, medicină regenerativă și tratament cu celule STEM. Iar domnul dr. Călin Todoran este tot medic primar obstetrică ginecologie cu competență în ultrasonografie obstetricală și ginecologică, colposcopie, chirurgie laparoscopică ginecologică, având supra-specializare ginecologie oncologică. De curând, dumnealui a fost ales membru în conducerea Societății Europene de Menopauză și Andropauză. Ambii sunt membri ai Societății Române de Estetică Ginecologică și împreună fac echipă la Centrul Medispa din Cluj-Napoca, unde efectuează intervenții variate de estetică genitală. Dar menopauza este o perioadă normală în viața oricărei femei, dar este privită cu foarte multă teamă, pentru că sunt nenumărate schimbări și nenumărate dezechilibre care impactează viața femeii. Ce înseamnă mai exact menopauza sau perioada premergătoare și postmenopauza? Menopauza este o perioadă evolutivă în viața unei femei, este o etapă fiziologică. Unele cărți specifică vârsta de 35 de ani, altele 38 de ani, perioada în care femeia fiziologic, biologic, intră în etapa de perimenopauză, după care vine menopauza. Menopauza este perioada de un an de la ultima menstruație. Undeva această perioadă de postmenopauză, zicem că ar fi până la 60 de ani. După 60 de ani vine perioada de senescență biologică în viața fiecarei femei. Cum se diagnostichează menopauza? Există un set de teste pe care le putem face pentru a fi sigur că gata, s-a finit? Acum, pentru diagnosticul menopauzei este foarte important bilanțul hormonal al organismului. Dar unele simptome de apariție sau de tranziție dinspre premenopauză înspre menopauză poate să fie și o simptomatologie clinică. Există anumite tablouri de simptome care pot fi cuantificate într-un scor pentru partea de apariție a premenopauzei și a menopauzei. Da, vine după aia la pachet și partea de analize bioclinice. Care ar fi acele analize bioclinice? Există analize hormonale în care se fac fie din sânge, analize sanguine, fie profilul hormonal din salivă. Pentru că hormonii din sânge sunt hormoni fluctuanți. Este foarte important de știut acest lucru, pentru că dacă tu te testezi dimineața, să testezi cortizolul dimineața la prima oră, e posibil să ai un cortizol scăzut. Dar, în schimb, dacă îl testezi la ora 12, poate să fie crescut. La fel, analizele hormonale cele mai relevante sunt analizele din salivă, pentru că în salivă se testează excipienții, care ei sunt stabili pe parcursul mai multor zile. Până afară, în terapiile de substituție în menopauză, protocolele spun că trebuie să testăm hormonii din salivă. Dacă nu avem posibilitatea respectivă să testăm hormonii din salivă sau din urină, putem face testarea și din sânge. Pentru că la noi în țară, practica este în general recomandarea din sânge. Așa este, da. Nu-i greșit, că și din sânge te poți orienta referitor la bilanțul organismului, dar nu e un bilanț real. Pentru că real este din salivă sau din urină. Într-adevăr, pentru partea asta de diagnostic a menopauzei, cumva trebuie să privim organismul ca un întreg. Și atunci trebuie să analizăm și alți factori, cum ar fi densitatea minerală osoasă pentru osteodensitometrie, adică un consult cardiologic, pentru că în momentul în care apare un dezechilibru hormonal, anumite riscuri cardiovasculare pot să apară. Există riscuri să apară și dovedite științific faptul că deficitul hormonal are un impact asupra psihicului și asupra psihologiei pacientei, inclusiv prin rate mai crescute de demență sau de Alzheimer. După o anumită vârstă, în general? Da, după o anumită vârstă, da. Când încep să scadă nivelurile de estrogen? Deja atunci putem să începem să ne gândim. Asta este, de fapt, perioada de prevenție.
Și de aceea recomandarea pacientelor ar fi undeva de la, să nu zicem, 40-38 de ani, că sună sperietor, dar după 45 de ani ar fi bine anumite dozări hormonale, iar menopauza nu este exclusivă ginecologului. Menopauza este o patologie printr-o combinație de investigații cardiologice, hematologice, gastrointestinale, mamografia, osteodensitometria, cum a fost explicat. Deci sunt multe, multe consultații care se completează. Aceste consultații când este indicat? Pentru că mă gândesc că, mai ales în România, există o tendință a pacientelor, am intrat la menopauză, adio vizite la ginecolog. Sigur că da, în prevenția trebuie făcută, indiferent de modalitățile de screening pentru cancer de sân, cancerul de coluterin, cancerul colorectal, prevenția trebuie făcută, pentru că prin prevenție tu substitui anumite boli. Dar asta nu înseamnă că prevenția pentru riscurile alea puține care mai există nu trebuie să faci să te prezinți la medic. Corect. Iar vine aici să completez pe doctorița Bartok, într-adevăr, tratamentul menopauzei este un tratament multidisciplinar. Pentru că în momentul deficitului hormonal la nivelul organismului, organismul suferă. Gândiți-vă că organismul e o mașinărie. În momentul în care undeva e o problemă, nu funcționează o situație, atunci cumva trebuie interveni din mai multe părți ca să readucem stabilitatea și partea de well-being a organismului întreg. De aceea când la o anumită vârstă nici nu le dăm seama cât de bine funcționăm. Totul este într-un echilibru, pentru că hormonii noștri sunt în echilibru. Fiecare își face treaba la diferite segmente, organe, țesuturi. Vine perioada în care ovarul devine obosit fiziologic, biologic, scade nivelul hormonilor, începem să simțim acel dezechilibru la toate nivelele, iar hormonii estrogeni, zic eu, sunt niște hormoni extrem de importanți. Îi avem din creștet până în talpă, fiecare țesut este undeva într-un fel sau altul stimulat de estrogeni și da, de aceea femeia se simte bine, pentru că toate sunt funcționale. După care încep. Încet, încet, fiecare structură nestimulată de hormoni începe să facă un semn, să dea de înțeles pacientul. Pentru că noi, efectiv, ne naștem. Și după ce ne naștem, dacă stăm așa să extrapolăm lucrurile, începem să urcăm pe scara evoluției, pe scara socială, educațională și așa mai departe. Adică să escaladăm, zic eu, muntele. La o anumită vârstă, 25-30 de ani, ajungem în vârful muntelui. Atunci ești cel mai echilibrat din mai multe puncte de vedere. Dar de acolo începe declinul. Și acum situația este... În abordarea multidisciplinară, cum faci declinul și coborârea din vârful muntelui să fie? Poți să o faci brusc, abrupt sau poți să o faci lin pentru ca ambalajul, organismul nostru să fie cât mai sănătos și procesul de îmbătrânire să devină cât mai lent. Da, referitor la dezechilibrele de care vorbea doamna doctor, că până la o anumită vârstă, totul este în regulă și după instalarea menopauzei lucrurile încep să se liniștească. Da. Există acel echilibru. Ce se întâmplă în perioada asta de perimenopauză când, practic, organismul femeii reacționează diferit la aceste schimbări hormonale? Pentru unii, pentru unele este foarte tulburătoare această tranziție, iar pentru unele femei trece foarte lin. Din ce motiv sunt aceste diferențe? Adică ce fac diferit unele femei față de celelalte? Da, fiind că fiecare suntem diferiți, este foarte important în perioada asta de tranziție viața cotidiană, alimentația, stresul, suplimentele nutritive pe care le luăm. Pentru că în momentul când avem deficitele hormonale și hormonii nu se secretă uniform în organism, atunci nici rata de absorbție a nutrienților din alimente nu este constantă. Și atunci venim la pachet cu partea de, se numește nutrigenetică sau epigenetică, în care completăm deficiențele organismului pentru ca tranziția la pacientele care nu doresc să facă substituție, tranziția să fie mult mai lină.
ce fel de supliment? Spuneați de alimentație, bănuiesc mișcare, sport, activitate fizică susținută și suplimente. Ce suplimente se pot recomanda sau se recomandă? Sau din practica dumneavoastră știți că funcționează și ajută pacientele să treacă mai ușor prin această perioadă? Foarte multe posibilități sunt și putem să începem încă de la perioada de dismenoree, care încet, încet putem cumva descrie ca și o viitoare pacientă pentru tulburări de perimenopauză. Pacientele cu manifestări frecvente de sindrom premenstrual sunt cumva candidatele cele mai frecvente pentru manifestările vazomotorii ale clasice ale menopauzei. Dintre suplimentele pe care eu le folosesc în activitatea de zi cu zi, recomandându-le pacientelor începând de la 40-43 de ani, care sesizează niște modificări ale stării clinice generale, unele mai acuză și una, două, trei luni de amenorei, începem investigațiile, dar una dintre problemele serioase, două probleme serioase aș putea spune, sunt bufeurile și tulburările de somn. Astea sunt destul de deranjante, uneori pot să-i modifice activitatea cotidiană a pacientei și pot să se complice cu alte simptome și alte acuze psihoemoționale. Le recomand în perioada tânără, să zicem așa, până la 45 de ani, Inofem Duo. Este un foarte subtil reglator al secreției ovariene prin mioinositolul pe care îl conține. Iar pentru pacientele care suferă și de tulburări de somn, Inofem Plus este un ajutor de nădejde pentru un somn liniștit, pentru un somn calm. Vin la controle și zic că în sfârșit am avut un somn complet, în sfârșit am reușit să adorm, m-am trezit numai la ora 5, nu m-am trezit la ora 2, ora 3. Sunt importante aceste suplimente pentru că cu ele trebuie să începem, cu ele trebuie să ajutăm pacienta, iar uneori intrăm și cu tratamente hormonale unde e nevoie. Când mai exact este nevoie sau când intervenim cu tratamentele hormonale? După investigațiile clasice ale axului hipotalamo-hipofizo-ovarian, unde vedem cum ne stau nivelele hormonale, și unde, după aceste încercări cu suplimentele menționate, deja nu mai avem răspuns. Și reluăm cercul de investigații. Există riscuri în ceea ce privește tratamentul hormonal pentru pacientă? Riscurile, foarte interesant, de 2-3 ani urmărim congresele, conferințele de pe menopauză din străinătate, unde acum încep să contrazică toate studiile efectuate de până acum, unde se spunea că tratamentele de substituție hormonală sunt foarte nocive și au cele mai mari riscuri pentru cancer de sân, cancer de ovar și variate temeri de acest gen. Încet, încet, studiile efectuate recent contrazic chiar și cel mai mare studiu făcut de până acum pe tratamentele de substituție de menopauză. Motiv pentru care încep să apară din ce în ce mai des recomandate tratamentele hormonale de substituție, dar atenție, toate pacientele trebuie bine investigate. Adică nu dăm niciunei paciente hormoni fără să nu avem un bilanț al stării clinice de sănătate. Aici începem cu
hormonii, începem cu cordul, continuăm cu factor de coagulare, continuăm cu niște urmărirea eventualelor dislipidemii, acidului uric, deci se fac investigații țintite, nu mergem doar așa să-i dăm hormoni. Pentru că terapia de substituție hormonală de aceea este personalizată pe individ, pentru că în funcție de patologiile preexistente pe care pacienta le acumulează în perioada de când se naște și până ajunge să facă tratament de substituție, este foarte importantă metoda de administrare. Pentru că la o pacientă care are niște riscuri cardiovasculare sau niște riscuri de dislipidemie, nu o să folosim niciodată comprimate orale. Pentru că atunci o să folosim comprimate topice, geluri, creme. În schimb, la pacientele tinere, care n-au riscuri și nu presupune un risc major pentru ele, ele pot să facă substituție și prin pastile și prin creme, depinde în funcție de fiecare pacient cum dorește metoda de administrare. Deci, practic, când este contraindicat tratamentul? Practic, contraindicat nu este contraindicat tratamentul hormonal. Depinde cu ce vine la pachet pacienta și depinde metoda de administrare. Pentru că inclusiv dacă o pacientă poate să aibă un cancer operat, poate ea poate să folosească ovule cu hormoni. Pentru că dozele sunt mici. Inclusiv referitor la ce spunea doamna dr. Bartok, la miturile în care tratamentele de substituție duc la apariția cancerului de sân, referitor la tratamente de substituție diferite tipuri de hormoni, pentru că aici iarăși o întreagă analogie, există anumite tipuri de hormoni care sunt estere ai hormonilor naturali, care sunt într-adevăr făcuți sintetici și există un anumit tip de hormoni care se numesc body identical hormones, care sunt exact aceiași hormoni pe care îi are organismul, structura este identică, dar sunt extrași din plante. Și da, există tipuri de hormoni numindu-se body identical, pentru care există studii și sunt produse deja aprobate în America de FDA și sunt pe piață și probabil în viitor apropiat o să intre și în România. Și există tratamente care sunt body identical hormones, pentru că aici lumea nu face diferența. Body identical înseamnă că sunt aceleași tipuri de hormoni, dar în doze mult mai mici decât cele standardizate. Pentru că poate că la o pacientă cu endometrioză, hormonul body identical nu e suficient, fiind niște doze mici. Și atunci ai nevoie de un aport suplimentar de hormon pentru ca endometrioza cumva să fie ținută sub control. Și atunci se folosesc tratamente personalizate. După ultimele studii și după ultima conferință care a fost la Florența referitor la Societatea Europeană de Menopauză și Andropauză, ei vin și spun și precizează că tratamentul de substituție hormonală poate să fie început și la 80 de ani, pentru că îți aduce beneficii. Pentru că trebuie evaluate foarte bine riscurile și beneficiile, atât timp cât beneficiile depășesc riscurile faci. Pentru că, dau un exemplu pertinent, ție îți lipsește un lucru. Tu, ca să te simți bine, ce faci? Îl înlocuiești. Exact același lucru se întâmplă și în cadrul hormonului. Adică ai constatat că îți lipsește hormonul respectiv și știi că organismul suferă din cauza asta, pe cel mai simplu este să îl înlocuiești. Exact. Că nu stăm și suferim și ne complacem în această stare. Pentru că dacă stăm să cuantificăm pe o riglă de la 1 la 10 și cifra 2, dar și cifra 9 este pe rigla de la 1 la 10. Poate de 2 te simți aiurea sau ai anumite simptomatologii, dar de 9 te simți extraordinar. De ce să nu fii de 9 tot timpul? Corect, corect. Da, și e foarte important, pentru că uneori nu ne... suntem atât de focusați pe a face tratamentele conform unor statistici, unor studii, unor... încât starea de bine în sine a pacientului parcă nici nu mai este luat în discuții. Aici putem, dar aici nu putem, dar pentru că, da, bine, dar pacienta nu se simte bine. Trebuie găsit variante și atunci, da, avem hormonii sintetici și avem hormonii aceștia din
extrase din plante, care ajută foarte mult la ameliorarea unei stări. Pacienta nu poate să trăiască pe termen lung cu simptomele care îi blochează o stare de bine. Și acum gândiți-vă la faptul că dacă tu, echilibrul tău hormonal și rata ta metabolică nu este normală, nici chiar dacă faci sport și mănânci sănătos, așa, la un moment dat există paciente de-al noastre din experiența proprie în care zic, dar n-am mâncat nimic astăzi, dar mă îngraș în continuare. Pentru că rata metabolică e scăzută. Adică dacă organismul nu funcționează în parametri, ea nu absorbe nutrienții și macronutrienții și micronutrienții din alimentație. Și atunci organismul suferă. Și atunci, da, trebuie să venim la pachet dacă echilibrăm și după ce echilibrăm din punct de vedere hormonal, organismul trebuie să venim la pachet partea cu tratamente gen nutriceuticals, cum spunea și doamna doctor Bartok, referitor la Inofen 2 și la Inofen Plus, pentru a regla și a compensa deficitele mai rapid decât cu utilizarea alimentației. Pentru că după ce reglăm organismul hormonal și îl reglăm cu îl ajutăm cu pastile, cu Inofem și cu atât Dudo cât și Plus, după aia ea nu mai are nevoie și își echilibrează macronutrienții și micronutrienții în alimentație și poate să renunțe la ele, da, dar terapia de substituție pentru ca ea să se simtă bine trebuie să continue. Pentru că la hormonii body identical sau bioidentical, cum vrem să-i numim, timpul nejumătățire este scurt. Pentru că dacă tu nu iei astăzi, peste 6-8 ore nu-i mai ai în organism. Și atunci organismul revine la starea inițială. E un tratament de lungă durată. Da, timpul de înjumătățire fiind perioada în care acel nutrient rămâne în organism. E adevărat că în ghidurile la noi sau oricum la noi în țară nu este mod frecvent sau nu este o practică... În ghidurile Societății Române de Obstetrică și Ginecologie au fost actualizate în 2019 și există un ghid în România de terapie de menopauză în care sunt prevăzuți toți acești produse despre care am vorbit. Există, da, există terapie de substituție din plante sau extrase, există inclusiv tratamentul de substituție cu estrogen și progesteron apărut în ghid, există, deci ghidul există și în România. Există chiar descrise tratamentele de rejuvenare vaginală, da, cu laser. Deci ghidul există. Faptul că în România unii aplică și unii nu aplică, asta e. Și că nu există o parte de awareness și o chestie de... Deci faptul ca populația să fie informată și să știe, asta ține, e altă... Se va și de cultura noastră, pentru de că... De cultura, exact. La noi, ideea când vine pacienta, suferă, clar. Doamna doctor, mă îngraș, nu pot să slăbesc, nu mai mănânc nimic. Nu zicem de viața sexuală. Ce să fac? Asta ar trebui făcut. Haideți să încercăm. Nu. N-a făcut mama tratament, n-a făcut mătușa, n-a făcut bunica, eu de ce să fac? Deci nu avem curaj și nu avem deschidere pentru a ne simți noi bine, să ne informăm. Dar eu atâta merg pe jos. Dar zic, sport? Nu. Sunt niște mici, zic eu, lipsă de informații, dar pentru noi, de fapt, ca să ne simțim noi bine, avem nevoie de un somn bun, o alimentație echilibrată, intestinul nostru este cel mai deștept organ. Deci ce-i dăm, ăla ne dă afară. Da. Se vede pe noi, da? Deci avem grijă ce trebuie să mâncăm, nu mâncăm orice. Mișcarea. Nu mă duc pe jos la servicii, atâta mă duc pe jos. Nu, acela nu este un sport organizat. Deja mental trebuie să mă focusez, eu mă duc să fac sport. Se schimbă tot în organismul nostru, toate celulele sunt concentrate pe eu fac sport, dar după aia așa mă și simt. Deci un pic ar trebui femeia de vârstă, de perimenopauză, să parcă să fie mai conștientă un pic. Să fie după cum vă spuneam și mai devreme, terapia și abortul menopauză este multidisciplinar, pentru că avem nevoie în terapia asta de psiholog și de persoane care să facă medicina generală, care să cumva să croiască pacienta și să știe să arate calea după 40 de ani, ce se întâmplă și că există soluții, că nu ajunge la menopauză și gata, s-o termina viața. Pentru că intrarea la menopauză
fie în insuficiență ovariană precoce, fie intrarea mai repede la menopauză datorită insuficiențe ovariene, organismul devine tarat și atunci un organism care poate la 70-80 de ani arăta mult mai bine, cumva rata de îmbătrânire a lui devine mult mai repede la o vârstă mult mai tânără. Dacă stăm așa să urmărim din punct de vedere și al psihologilor și al psihiatrilor, stăm așa să urmărim o mare parte dintre femeile care sunt în premenopauză și în menopauză, în primii ani, ajung să fie tratate de către psihologi, de psihiatri, pentru că mintea joacă un rol important, adică hormonul joacă un rol important asupra psihicului și asupra minții, pentru că dacă pacienta respectivă are deficitele hormonale și ea suferă și organismul ei suferă, suferă și mintea, suferă și psihologic și atunci apar problemele în viața cotidiană, în cuplu, în primul și primul rând în cuplu. Aici foarte importantă comunicarea în cuplu, pentru că la fel și bărbații intră în andropauză și acolo e un alt challenge. Și atunci trebuie să existe o comunicare în cuplu foarte importantă, pentru că sunt niște chestii, niște lucruri care sunt remediabile. Și cu deschidere până la urmă. Să nu uităm să spunem că avem o problemă. În ceea ce privește schimbările care au loc la menopauză sau perimenopauză, că avem bufeuri, că avem schimbări de dispoziție, că avem un somn agitat, incomplet, lipsește dorința sexuală, deci scade libidoul, și menționați mai devreme de rejuvenare vaginală. Pentru că la menopauză femeile... procesul de îmbătrânire, exact cum spuneați dumneavoastră, se accentuează. Pierdem și mai repede colagen și nu numai că îmbătrânim la față, dar toate membranele și mucoasele suferă. Pentru că estrogenul, cum am zis, este la toate nivelele de țesuturi pe care le avem. De aceea ele funcționează așa de bine cât timp sunt în echilibru și de aceea apare acel disconfort, acea senzație neplăcută pe care femeia vine și spune că are senzație de arsură, de usturime, durere la contact sexual, dispareunie, sângerează spontan din zona externă, pentru că mucoasa devine extrem de subțire, friabilă și toate astea adunate, evident că nu mai are nici o dorință de contact sexual. Da, există tratamente variate, atât prin produse fitoterapice cu efect emolient, de hidratare, cât cu ovule. Dr. Tolorani este foarte documentat și expert în ovulele cu hormoni locali, care sunt extrem de importanți pentru o retroficizare de mucoasă vaginală, iar ginecologia estetică vine cu niște modalități terapeutice extrem de logice, extrem de practice, de exemplu laser vaginal, care dintr-o mucoasă, mie îmi place să spun această asociere, dintr-o mucoasă subțire ca și invers. Da, cervețelul țeva are patru strate. Ok. La menopauză ajungem la un strat. Ok. Încearcă acest tratament de rejuvenare cu laser să refacă cel puțin două straturi sigure. De aceea altfel este tonusul mucoasei, elasticitatea peretelui vaginal, plus mai acționăm și asupra mucoasei uretrale, pentru că și acolo apare acest sindrom genito-urinar de menopauză cu extrem de variate acuze urinare, tulburări de contenție urinară. Deci este un pachet neplăcut. Dar se pot preveni. Deci esența, se pot preveni și se pot trata. Sunt scumpe astfel de intervenții? Sunt intervenții estetice. Deci intervenții estetice, care sunt sub o altă categorie de administrație, să zicem așa, dar, să zicem așa, într-un an de zile se recomandă cam, în primul an, de fapt, se recomandă două ședințe de laser vaginal,
laserul vaginal se efectuează la 3-4 săptămâni distanță și în funcție de severitatea atrofiei sunt 3, maxim 4 ședințe de laser necesare. Și în primul an de tratament se recomandă o repetare undeva către finalul anului, să zicem. După ce tonusul se reia, mucoasa vaginală este reechilibrat, sunt doar o ședință pe an. O ședință pe an înseamnă 3-4 tratamente cu laser. Spuneați mai devreme despre simptomele la nivelul aparatului urinar. Este menopauza sau infecțiile urinare recurente ar putea reprezenta un semn al instalării menopauzei? Este o întrebare pe care am primit-o din comunitatea noastră. Da. Da, scump. Da, deci, infecție... Poate fi chiar primul semn. Poate fi chiar primul semn. Dacă în cazul perimenopauzei menstruele au loc, se întâmplă nu la fel de regulat, nu știu, la 40, 50, 60 de zile, se poate să fie și invers, că se întâmplă mai des, dar mai scurt ca și perioadă, poate să fie, este un simptom sau un predictor? Dezechilibru hormonal. Da, este. Ok. Ce înseamnă menopauza pentru încrederea și imaginea de sine unei femei? Din punct de vedere al menopauzei, în România, fiind, nu știu dacă neapărat lipsa educației medicale, dar când spui menopauză, cumva lumea datorită experienței din trecut a mămicii, bunicii, a mătușii, cumva menopauza e o chestie acceptată. Pentru că e acceptată, ai intrat la menopauză, e ok. Poți să te îngrași, poți să-ți cadă părul. Așa este, dar în schimb, faptul că în afară îi spune paciente că intră la menopauză, pentru aia e un challenge. Pentru că, cumva, din punct de vedere psihologic, ea e dărâmată. Menopauza, să-i spui la o femeie că e la menopauză în afară, e ca și când îi spune că are o boală gravă. Și menopauza și afectată. Și de fapt menopauza nu este o boală gravă, este o multitudine de cofactori ai organismului pe care echipele multidisciplinare și ginecologii pot să regleze lucrurile. Pot să facă ca în așa fel încât organismul să ajungă pe făgașul normal. Oricum, există o tendință ca femeile de 40-45 de ani să fie sunt mult mai interesate de felul în care intră în menopauză sau conștientizează mult mai bine această perioadă și cumva se pregătesc pentru ea. Încep să ia vitamina D pentru a preveni osteoporoza sau suplimente cu inositol sau cu melatonină ca să doarmă mai bine. Colagen pentru a-și întreține tenul. Aceasta este o tendință care la noi, din păcate, e mult mai... Este un pic mai, parcă, necesită o reactualizare a informațiilor acestora pentru femeie, pentru că, într-adevăr, uitându-ne un pic în celelalte societăți care se ocupă de partea de menopauză, susțin femeia, discută cu femeia, se organizează întâlniri, au grupulețe unde, uite, eu fac asta, mă simt așa, încearcă și tu, dar evident cu indicația unui specialist. Adică femeia la noi parcă este scoasă din circulație. Ești bătrână, ești la menopauză, deci clar, ești bătrână, ți-ai îndeplinit. Dar nu te mai interesează nimic. Direcția este greșită. Da, la 45 de ani ești în deplinătatea vieții. Forțe. Se ajunge că, asta se spune, femeia, după ce se încheie perioada de procreere, ar fi liberă să se ocupe un pic de ea, de starea ei de bine, de stima ei de sine. Ar trebui să-și îmbunătățească viața sexuală, nu? Până atunci copiii sunt școala, sunt alergatul, ocuparea de familie. Ok, până atunci copiii deja ies din etapa aceasta unde necesită atâta atenție. Eventual și jobul este sigur,
Da, deci o anumită maturitate economică, socială. Să lupte pentru renume. Pentru carieră. Da, deci se poate și din partea. Și atunci ar trebui să aibă grijă să aibă grijă de propria ei stare de bine. Aici vine momentul în care ne blocăm. E bine și așa. Asta e foarte. E bine și așa. Și când auzim în cabinete că, bun, dar viața sexuală, așa ceva, nu mai... Nu, cât mai puțin, doamne, doamne. Pentru viața, de fapt, ce v-am zic este că nu poți să ai pretenția să ai o viață sexuală activă dacă tu ești, nu dormi bine, nu te odihnești, ai diverse uscăciune vaginale, să zicem, dar poți să faci ceva ca să... Poți să îmbunătățești toate aceste lucruri și să îmbunătățești respectiv calitatea vieții. Pentru că prin tratamentele de menopauză, tu vii și cumva preaduci organismul pe direcția de plutire. Și atunci lucrurile se potențează. Ceea ce nu a funcționat, dacă începi să faci terapia de substituție, lucrurile încep să funcționeze. Și când deja începi să vezi că o multitudine de lucruri funcționează, parcă începe să-ți placă de tine. Da, și să ai chef de viață, să ai chef de soț. Corect. Și foarte importantă comunicarea în cuplu, pentru că la femei, într-adevăr, apare menopauza, dar apare și la bărbați andropauza. Și dacă comunicarea nu este eficientă la nivelul cuplurilor, apar discuții și probleme. Pentru că... Și nimeni nu știe care a fost primul. Da! Deci, pentru că e foarte important să existe comunicarea asta din punct de vedere al colegilor psihologi, vin și spun, pentru că comunicarea e cea mai eficientă metodă de a te diagnostica tu pe tine. Și după aia să apelezi cu bună știință la un medic ca să-ți rezolvi problemele. Nu singur, acasă, stând și întrebându-ne de ce nu ne simțim bine. Corect, așa. Una dintre cele mai temute afecțiuni la menopauză este osteoporoza. Așa este. În momentul în care începi să faci terapie de substituție menopauză, tu cumva pregătești organismul, vrei să vezi de unde începi. Și atunci, practici un anumit protocol pentru identificarea neregularităților din organism. Fie profil hormonal, fie osteodensitometrie, ecografie, mamografie de sân, profil de trombofile și multe altele. Pentru că tu vrei să vezi o imagine de ansamblu a organismului și unde te afli, inclusiv funcția tiroidiană este importantă. Și atunci de aia vin și iarăși aduc aminte că este nevoie de o echipă multidisciplinară în tratamentul endometriozei, în tratamentul menopauzei. După inițierea tratamentului de substituție, și tratamentul menopauzei, studiile ne arată faptul că densitatea minerală osoasă identificată prin osteodensitometrie la pacientele cu terapie de substituție în menopauză este semnificativ redusă față de o pacientă care ar fi lăsată în voia sorții. Pentru că ce se întâmplă de fapt? Calciu pleacă din os. Și atunci osul devine mai aerat, mai fragil, mai friabil și în momentul în care tu dovedești lucrurile astea, că ajungi la un moment dat să faci gonatoze, coxatoze și alte lucruri, există studii în care pacienta este repusă pe tratament de substituție și vin cu anumite terapii pentru a aduce calciu în os, bifosfonat și alte lucruri pentru a întări densitatea minerală osoasă. Dar de ce să ajungi acolo când tu poți să previi lucrurile? Corect. Și tot așa, asta se leagă de scăderea nivelului estrogenilor. Deci iar putem preveni, pentru că știm momentul, îl prindem cât mai repede și putem preveni. Scade estrogenul, nu se mai formează osul, ba mai mult se resoarbe. Și atunci calitatea lui, așa zic studiile, că undeva după menopauză, chiar cu 2% scade calitatea țesutului osostrabecular. Deci, fracturile de șold sunt foarte frecvente la femeile de menopauză, postmenopauză și sunt nu întotdeauna cu un final și un prognostic. Și în cazul în care femeile nu aleg tratamentul de substituție hormonală, studiile ziceați că arată că densitatea osoasă scade cu cât înaintăm în vârstă.
pe lângă acest tratament de substituție hormonală, se poate face ceva pentru a... Da, se poate face. Există și tratamente care nu sunt de substituție hormonală, dar este... Dau un exemplu banal. Mâna este hidratată atât timp cât te dai cu cremă. Da. Nu te mai dai, se uscă înapoi pielea. Acolo. La fel. Pe lângă că, dacă stăm să extrapolăm așa, pe lângă că mărul arată frumos pe exterior, că putem considera că organismul așa, ca un măr frumos, tu vii și faci din punct de vedere estetic proceduri, lasere, botox, care apar la suprafață și sunt trecătoare. Pentru că dacă tu nu umbli la partea interioară, lucrurile nu sunt la fel de eficiente. Sunt eficiente atât timp cât le faci. Dacă tu umbli într-adevăr la factorii și la partea interioară a organismului și faptul că vii suplimentar și faci procedurile pentru partea exterioară, lucrurile se potențiază. Asta trebuie să avem în vedere. Acum, colegii din Anglia, am întâlnit un grup extraordinar de medici generaliști, dar care se ocupă exclusiv de menopauză, extrem de deschiși, extrem de bine informați. Ei vorbesc de sarcopenie de menopauză, care este, de fapt, scăderea atât a calității ososului, cât și a calității țesutului muscular. Deci, la fel, noi nu putem spune că dacă nu avem grijă, nu o să fim bine. Nu avem cum să fim bine, că oasele și mușchii noștri sunt un întreg și se ajută unul pe altul. Atunci, da, de aceea insistăm și asupra alimentației și asupra sportului în special, pentru că mușchii țin oasele, țin articulațiile. Deci, nu putem să nu ne gândim la toate ca un întreg. Deci, cu alte cuvinte, dacă suntem, facem prevenție, dacă suntem deschiși să ne investigăm până la urmă și să avem mintea deschisă să căutăm soluții, există viață și după menopauză și tranziția către această etapă, altă etapă a vieții, poate să fie una împlinitoare. Da, da, și... Și chiar și frumoasă. De ce să nu spunem că poate... De ce să fie de un 2 tolerabil când poate să fie de un 9 cu steluță? Vă mulțumesc foarte frumos pentru toate informațiile și toată deschiderea și sperăm că veți accepta și invitațiile noastre ulterioare, pentru că este nevoie de cât mai multe informații pe acest subiect și pentru că până la urmă există viață după menopauză. Vă mulțumim foarte frumos! Vă mulțumim că ne-ați urmărit și sperăm că toate informațiile prezentate de invitații noștri vă sunt de folos. Iar dacă le considerați utile, vă invităm să ne urmăriți și pe pagina de Instagram, botanic.ro, unde în mod frecvent postăm informații și interviuri cu specialiști.